care e ca o hecatombă, până la urmă, este mare ceva de sacralitate, de ritual sacru, de tine. De fel de a spune că, de fapt, atunci nu este un mecanism automat al destinului. Îți dă senzația. Că, da, Elisa, eu te completez, scuze-mă că te întreb. Dar te rog. Uitați, sunteți obișnuiți cu prozatori care sunt în centru lumii și își pun o priză de joc în prezent să vadă ei. El știe ce va face o cu tatăl următorul personaj, el le dă cuvântul, zise el, zise ea, nu știu ce, este o proză cea mai plicticoasă din lume. Antonio Lobo Antunes, care este psihiatru de meserie și care a făcut o muncă, deci a fost medic militar și a trebuit să se îngrijească de traumatismele celor care veneau din luptă. Și, de fapt, este o carte despre imposibilitatea de a interveni într-un șoc post-traumatic. Acest militar este, nu poate să-și găsească liniștea. După zeci de ani, încă este neobsedat, încă se mai trezește din somn că ordonă un atac sau că arde un sat în Africa sau că ucide sau că țâșnește sângele de vizitor. De fapt, dacă ne uităm la acest tablou sumbru, extrem de sumbru, ai sentimentul că omenia este într-o postură post-traumatică. După nu se știe ce războaie purtate anterior. Miza această incredibilă și probabil irealizabilă miză este de a lăsa ca lucrurile să se desfășoare la lor întâmplări așa cum se întâmplă nouă de obicei. Noi nu avem viața noastră nu este ordonată în funcție de o direcție sau de o idee. Pentru că intervin atâta alte lucruri care sunt în jurul nostru. Intervin atâta personaje și, de fapt, în propria noastră conștiință avem această discontinuitate și această oscilare între diverse centre care ne atrag într-o parte și alta și alte centre care vin din trecutul nostru și din obsesiile noastre și mai departe. A încerca să le pun pe toate acestea în corelație și să iasă o proză cât de cât care avansează este un pariu demențian pe care Lobo Antunes și-l asumă prin stil. Nu știu cum realizează, ai sentimentul că chiar o voce a destinului indictează în ce moment să intervină un personaj care nici nu are importanță, că nu are nume nimic, dar identifici ca în viața reală, ca în viața conștiinței fiecare. Este vorba de conștiințe care comunică printr-un infralimbaj aproape, dacă există spectrul. Deci, proza este ceva aleatoriu pentru el, este ceva, un accesoriu. Pentru că personajele, așa cum noi, în viața de zi pe zi, pot să comunice și prin intuiție, pot să comunice și prin gesturi, pot să comunice prin presentimente și prin atâtea alte lucruri care fac care alcătuiesc viața noastră reală. Proza, în fond, ce este și în alt pariol, proza, în fond, este redictivă. De aceea el spune că nu scrie un roman. El nu știe ce scrie, este un delir organizat. Aceasta este soluția sau, să zicem, definiția cea mai complexă pe care o dă el aceste munci de 30, etalate în 30 de romane. Un delir organizat, din care, bineînțeles, recunoaștem o epocă, recunoaștem un lung parcurs al istoriei contemporane și recunoaștem aceleași dileme ale omului contemporan care nu va ajunge să aibă răspunsuri la întrebări elementare, de ce viața e scurtă, de ce iubirea se alterează cu moartea și așa mai departe. Adică întrebările care nu putem să ne lipsim, de asta că nu le atacăm pentru că sunt enorme și sunt enorme inclusiv pentru prozatori. Mulțumesc!